La bună revedere, prieteni! Un nou moment de poezie, astăzi, 26 februarie 2021. Momentul cu numărul 348. În pandemie, dacă vă aduceți aminte, așa am început. Astăzi se împlinesc, de fapt, 365 de zile, de când, un an, de când în România a fost depistat primul caz de COVID-19. Și atunci am început momentele de poezie, când s-a decretat și starea de urgență și am zis că noi trebuie să fim împreună, starea de urgență știți care, ne obliga să stăm în casă și ce să facem noi în casă, să fim împreună într-un anumit fel. Și atunci aceste momente am zis eu că ne ajută să fim împreună și chiar ne ajută și după cum ați observat am decis să prezint câte trei autori și creațiile lor poetice pe o coloană sonoră. Astăzi, Antonio Vivaldi, din nou creatorul baroc, dar cu o simfonie pe care nu am mai ascultat-o. Și să trecem, așa cum bine știți, la poezie. Primul creator de poezie, care este și prozator și pe care îl invit în cercul nostru, este de la Cluj-Napoca, Victor Țarină, care a născut în 9 mai 1960 și care, să știți că este absolvent de geologie. Dar, așa cum știți, creatorii de poezie, indiferent ce facultăți sau nu au făcut facultăți, deci ce studii superioare au și ce alte studii au, sunt autorii speciali care știu să transmită prin cuvintele alea pe care le folosim noi toată ziua, așezate în cu totul alt fel, niște stări interesante și, așa cum am spus, toate aceste poeme putem să le considerăm pastile, medicament, și pentru că tot e pandemie, să le înghițim cu bucurie și cu muzică. Așa cum v-am spus, ascultăm Vivaldi, ceea ce nu poate să facă decât bine poeziei. Am să vă prezint un poem al lui Victor Țarină din volumul său intitulat Încercare de Bust, care puteți să-l lecturați din scoarță în scoarță, cu ghilimelele de rigoare, pe platforma culturală liternet.ro. Volumul a apărut în 2017, și v-am spus, este disponibil în totalitate pe Liternet. Este un volum cu poeme de factură spirituală, religioase, dar sunt extraordinar de frumoase și ajută foarte mult, chiar și pe cel care nu este neapărat foarte, foarte credincios. Și iată, eu am ales un poem care se intitulează A fost o noapte și să vedeți ce frumos scrie geologul nostru despre noapte. Victor Țarină, clujean. Și, bineînțeles, membru al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor. Ar trebui să fie femeie luna, îmbrăcată în hainele cenușii ale norilor, sau noaptea despuiată și orbitoare. Dar Dumnezeu a pus o sferă să lumineze noaptea și a văzut că aceasta e bine. Câți adolescenți nu și-ar fi părăsit prima iubită? A fost o noapte și a fost o dimineață. Acesta este poemul, stimați prieteni, semnat Victor Țarină și, după cum observați, este o invitație și poemul parcă nu se termină. Și ce bine este așa, pentru că ne invită să parcurgem noi călătoria poetică, așa cum credem noi. Să ne imaginăm, nu? Că luna este femeie, să ne imaginăm că adolescenții nu își părăsesc prima iubită, că, în fine, Dumnezeu a pus acolo altceva, nu? Iată, o femeie și tot așa. Deci, iată, un poem care ne ajută să ne desfacem imaginația ca o floare frumoasă de zi, de noapte, cum ne place, cum vă place.
Un alt autor pe care vreau să-l avem împreună cu noi este o autoare, Adina Dabija, născută în 15 octombrie 1974 la Aiud, este membru a filialei București Poezie și să știți că de ceva vreme trăiește în Statele Unite. Cât a fost în România, a scris poezie și teatru. Primul său volum chiar a fost premiat de o asociație de creatori din București, iar în Statele Unite a publicat și roman. Eu am selectat un poem din volumul ei intitulat Stare nediferențiată, apărut la editura Timișoreană Brumar în 2006. O să vedeți un cu totul alt fel de registru poetic și acesta foarte interesant. Poemul se intitulează La capătul tubului. Adina Dabija. La capătul tubului e o furnică și urcă încetişor spre fereastra mea. Și eu cobor încetişor pe un fir de pai în grădină și ea urcă în mușuroiul meu. Și eu cobor în galeriile subterane ale egiptenilor, în țevile pline cu sânge închegat și oase de dinozaur, în gările înfometate ale pământului, în tubul digestiv al viermilor, aceiași viermi de acum 4 miliarde de ani, dar mai grași. Și nu s-ar schimba nimic. Nu s-a schimbat nimic. Doar furnica stă de 10 minute în fața ferestrei mele. Iată ce poem interesant, semnat Adina Dabija, o autoare, v-am spus, născută în Aiud și membra a filialei București Poezie, care trăiește în Statele Unite ale Americii. Închei triada cu, evident, o cu totul altfel de poezie, din creația unui regretat autor timișan, Marcel Turcu. Vi-l prezint din antologia pe care deja o cunoașteți, Peisaj în devenire, realizată de prietenul poet Marian Oprea, apărută la editura Brumar în 2017. Marcel Turcu, născut în aprilie 1940 în Sfânt Nicolae Mare, a plecat dintre noi într-o lună februarie 2014. A publicat, ni se spune aici în antologie, 12 volume de versuri. Primul se pare că e cel din 1974, a apărut la editura Facla, Tăcerile Renului. Ce frumos! O să caut acest volum. Îmi place cum sună. Deci sunt mult mai multe volume. Și vreau să vă mai spun despre Marcel Turcu. Părinții săi au fost deportați în Bărăgan și el și-a petrecut copilăria departe de ținuturile natale. Deci un poet cu o viață tristă din cauza comuniștilor care au făcut din zona Banatului o zonă a tristeții profunde și din Bărăganul nostru la fel, pentru că a destrămat viața unor oameni, dar iată, unii dintre acești urmași au creat poezie, ceea ce este minunat, pentru că ne dă nouă posibilitatea să vedem istoria și prin ochi cumva roz ai literaturii. Dar haideți să vedem un fragment dintr-un poem. Toate poemele sunt lunguțe și am să vă spun un fragment din poemul intitulat Mimodrama. Autorul, repet, regretatul Marcel Turcu, timișan. Am găsit o monedă. O veche și cosmică. E veche.
bună de achitat chiria, de-a fi. Cum oare-mi justific apariția în spațiu? Nici nu m-au lăsat în altă parte și m-au dus pe mine, lângă mine. De unde libertatea uzului de a aduna sul toate ecourile? Ca pe niște manuscrise inestimabile, dezinvoltura lucrurilor de a dansa în văzul lumii fanatic cu toți atomii din ele și grația stângă cu care păsările se deschid în văzduh, adormindu-și cu grijă conturul. De ce am ajuns aici? Pleacă vânt și du-te să mori în genunchi la marginea mării, ca o mărturie, ca un eseu. Vino, prietene, și mângâie-mi spicul nou de pe frunte, care se numește Iute Iris. Ajutați-mi să-mi scot din fântâna din curte morții mei tineri, suavi din mătase. Și am să mă opresc aici pentru că sunt extraordinar de multe imagini poetice cu care putem rămâne, dar și cu aceste întrebări putem rămâne și, iată, putem întreba și noi de unde libertatea uzului de a aduna sul toate ecourile ca pe niște manuscrise inestimabile, chiar așa, de unde? Iată, întrebări care le pune poetul, repet, regretatul Marcel Turcu, și le putem pune și noi, așa, în liniștea nopții, deschizând o altă carte de poezie sau recapitulând acest moment, pentru că v-am spus, toate rămân înregistrate pe Facebook, sunt și pe YouTube, așa că aveți ce face, dragii mei. Luați câte o pastiluță de poezie cu, iată, muzică minunată. Această simfonie a lui Vivaldi este și pe YouTube, o puteți căuta. Ca de fiecare dată, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de poezie și de poeți și vă invit la un nou moment mâine, nu ratăm nicio zi, nicio zi, iar pe Brăileni îi invit și la galeriile de artă, pentru că avem Salonul Național al Artiștilor Plastici. Mâine la miezul zilei, 12:30, vernisajul, dar dacă nu veniți, vor fi și aceste înregistrări, filmări pe YouTube, ca și momentul de poezie. Ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu toată dragostea și vă rog să vă protejați și cel mai bine vă protejați cu o carte, deschizând-o, evident, și citind din ea. La bună revedere, prieteni!